Mergem mai departe. Au apărut primele imagini de la accidentul în care a fost implicat ministrul transporturilor, Lucian Bode. Șoferul mașinii în care se afla ministrul a încercat să facă o depășire neregulamentară și s-a ciocnit cu o altă mașină condusă de un polonez. Ministrul transporturilor a fost rănit ușor și nu a avut nevoie de spitalizare în urma accidentului. Accidentul în care a fost implicat ministrul transporturilor Lucian Bode a fost provocat chiar de șoferul demnitarului. Asta reiese de pe imaginile surprinse de un motociclist aflat în zona în momentul accidentului. Pe imagini se observă cum șoferul ministrului intră în depășire pe linie continuă și conduce pe contrasens timp îndelungat. La un moment dat, inevitabilul s-a produs. Mașina ministrului Bode s-a izbit de un alt autoturism care circula regulamentar și a fost aruncată pe marginea șoselei. În urma accidentului, ministrul Lucian Bode a fost rănit ușor, însă nu a necesitat transportul la spital. De asemenea, și șoferul mașinii demnitarului, dar și celălalt conducător auto implicat în coliziune, un cetățean polonez, au fost răniți ușor. Accidentul a avut loc pe drumul național 7, în zona localității Drăganul din județul Argeș. Ministrul transporturilor se întorcea din Zalău în București. Șoferul demnitarului a rămas fără permis de conducere.